Deci, în primul rând, vreau să evidențiez faptul că se consideră că au făcut parte din structurile de putere și din aparatul represiv a regimului sovietic totalitar instaurat în Republica Moldova la 28 iunie 1940 următoarele categorii de persoane. Angajații structurilor de poliție politică, care includ lucrătorii operativi ai organelor securității de stat, inclusiv cei care au lucrat sub acoperire și colaboratorii acestora, care au fost retribuiți sau recompensați într-un mod pentru activitatea desfășurată în această calitate. Au fost deținători de locuințe conspirative sau de case de întâlnire. Au fost rezidenți ai organelor securității de stat sau orice alte persoane care au dat informații organelor securității de stat prin care s-au adus atingere nemijlocită sau prin alte organe drepturilor și libertăților fundamentale ale omului. De asemenea, cadrele cu funcții de conducere din aparatul central și local al Partidului Comunist din RSSM și organizațiile comsomoliste. De asemenea, membrii Consiliului de Ministri, precum și adjuncții miniștrilor, cadrele de conducere și instructorii din școlile de partid, redactorii șef din unitățile de presă și edituri ca organe de reprezentare a politicii Partidului Comunist din RSSM și organizațiilor comsomoliste. Persoanele care în perioada 28 iunie 1940, 27 august 1991 s-au aflat în una din situațiile numerate anterior, nu pot candida, nu pot fi alese și nu pot fi numite timp de 10 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi pentru următoarele demnități și funcții. Președinte Republicii Moldova, consilier prezidențial, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, șef al aparatului Parlamentului, membru al Guvernului, consilier de stat sau unei funcții asimilate acestora, membru al Consiliului Superior al Magistraturii, a Curții de Conturi sau judecător al Curții Constituționale, avocat al poporului, membru al Consiliului Coordonator al Audiovizualului, al Comisiei Naționale a Pieței Financiare, al Consiliului de Observatori ai Companiei Publice Audiovizualului,